O româncă supărată pe fostul ei iubit italian este căutată de carabinieri în legătură cu un jaf care face în conjurul peninsulei. Din vila bărbatului din apropiere de Torino, trei indivizi care vorbeau cu accent românesc au furat 8 kg de lingouri de aur, bijuterii și bani în valoare de peste 600.000 de euro. Păgubitul câștigase anul trecut 5 milioane de euro la loterie și imediat după aceea și-a refăcut viața cu o nouă iubită. Din această cauză, românca ar fi plănuit jaful. Scena jafului a fost vila fostului iubit al româncei din Torre Pellice, o localitate mică din regiunea Piemont. Bărbatul și partenera lui de acum, în vârstă de 25 de ani, au fost atacați de trei bărbați care purtau cagule și mănuși din latex. Victimele au fost sechestrate, ținute pe podea și amenințate cu pistolul. Intrușii știau că italianul câștigase acum un an 5 milioane de euro după ce a luat un los la întâmplare. O parte din bani îi investise în lingouri de aur, bijuterii și alte bunuri de valoare, după ce își cumpărase vila în care locuia acum și o mașină scumpă. Ei l-au câștigat și în momentul în care cetățeanul s-a întors, l-au amenințat cu pistolul și l-au obligat să deschidă casa. Înăuntru i-au imobilizat și o oră și ceva, din ce spun carabinierii, au scotocit peste tot. Potrivit carabinierilor, au fugit cu 8 kg de aur, diverse bijuterii, 20.000 de euro în bancnote și o sticlă de șampanie ca să sărbătorească lovitura. În anchetă, italianul le-a povestit carabinierilor atât despre accentul românesc al agresorilor, cât și despre fosta lui iubită româncă. Șansa de la loterie a bărbatului pare să fie atras răzbunarea femeii, după cum cred oamenii din zonă. Din ce a declarat cel prins, fosta iubită ar fi de fapt cea care a plănuit jaful, le-a spus ce trebuie să facă, mă rog, i-a și angajat pentru această lovitură. E clar că a fost urmărit special, mai ales că a fost și destul de controversat acest câștig. Domnul era colecționar de monede antice, era destul de cunoscut pentru că e un orășel. În acest caz, anchetatorii din Italia au reținut un suspect, un bărbat de 48 de ani din Republica Moldova. Complicii lui sunt căutați. Se presupune că restul sunt din România, că practic când carabinierii faceau interogatoriu la victime, au zis că nu erau italieni, dar aveau accentul românesc. Fosta iubită româncă a italianului jefuit este și ea în atenția autorităților italiene. Polițiștii nu i-au făcut încă publică identitatea. Italianul din vila căruia au fost furate lingouri de aur care cântăreau 8 kg a mai fost victima unui jaf și înainte de Crăciun. Atunci, dintr-o altă casă, i-au dispărut 250.000 de euro. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.